E săptămâna Michael Jackson și într-un local din capitală. Ce se întâmplă acolo ne spune Iulia Sarivan. Iulia, bună seara! Bună seara, Anișoara, bună seara tuturor! Ei bine, să știți că Cristina Milici se pare că este pasionată de Michael Jackson și nu recent, dar tocmai din copilărie. Aici, la Folks, este declarată săptămâna regelui pop Michael Jackson. Alături de mine este Cristina, iar în spatele meu o puteți observa pe invitata ei specială, Valerie Bri, care va încânta vizitatorii cu cele mai frumoase piese ale lui Michael Jackson. Cristina, salutare. Salutare. Tu nu mergi corect. Nu așa se merge azi. Nu așa se merge altfel. Hai, arată-ne tu cum se merge azi. Pentru că eu nu sunt pot. Mega expert în asta, Valeria știe mai bine, dar ceva de genul ăsta. Așa. Ceva de genul ăsta. Foarte frumos. Văd că te pricepi de minune. Ai învățat? Ai repetat? Nu, probabil că mi-a rămas din amintirea copilăriei mele acest pas moonwalk. De fapt, vreau să mulțumesc echipa Folks pentru faptul că au avut așa o idee nobilă și frumoasă. Nu să serbăm, dar să nu uităm despre acești 9 ani fără Michael Jackson, care a fost de altfel și rămâne a fi un rege al muzicii pop, pentru că a fost un mega fanat al lucrului pe care îl făcea și a adus inovații enorme atât în cultură cât și bine, muzică, dans, design. A fost un extraordinar personaj și e frumos fiecare an pe 25 să ne adunăm și să ascultăm muzica lui. Și știi că aici la Folks e o atmosferă caldă, frumoasă și ca să fie și mai caldă ne-am gândit să o încălzim cu un pic de alcool. Și invităm pe toți cei care doresc astăzi să petreacă o seară foarte, foarte specială să vină la noi, pentru că e reducere de 50% dacă spui who's bad. Ce frumos! Cristina, a fost câteva clipe în urmă afară, o ploaie aproape torențială. Ți-a dat cumva careva planuri peste cap? Ați avut ceva probleme? Ne-au sunat probleme tehnice, nu? Probleme de că să ajungă oamenii un pic cu întârziere, da, și noi așteptăm, nu ne grăbim nicăieri, cântăm în continuare până se strânge sala plină, pentru că Chișinău nu-i mare, fiecare își ia bărcuța și câte un pic, câte un pic îi așteptăm la noi, că avem multe surprize frumoase, colorate, dulci, sărate și un pic condimentate cu alcool și cu muzică, evident, foarte, foarte bună. Interesant. Știu eu că ție îți place să cânti și vreau să te rog să ne cânti ceva de Michael Jackson. Eu știu să cânt doar mișcând buzele frumos și drăguț pe fundalul unor experți, cum e Michael Jackson sau cum e viitoarea mega expertă Valeria Bri. Și să-mi imaginez că de fapt asta o fac eu, ca regulă închid ochii și eu cu imaginația stau bine și respectiv, dar cu părere de rău. De multe ori m-am rugat lui Dumnezeu, zic, te rog, Doamne, da, fie talentată, dar dă-mi și o bucățică de talent să pot să cânt, dar uite că nu-i posibil să le ai chiar toate. Uite, aici este o fată talentată, tu poți un pic așa să dai din buze, să mimezi că cânti. Da, îți place să cânti acasă? Da, da. Aveam un obicei în copilărie, puneam căștile și înregistram pe, nu știu cum se numește, cu recorder sau cum se numește, aparatul ăsta antic pe care înscriai. Îl mai ai? Nu l-am, dar pe el este foarte mult compromat. Îmi puneam piese frumoase și mă înregistram și după care muream de râs. Dar cât de netalentată sunt la cântat. Dar când închideam ochii și înregistram, eram în al nouălea cer de fericire. Cristina, ziceai că o să preparăm o băutură ușor alcool. Da, hai să vedem ce o să faci. Ceva frumos, senzual pentru seara de astăzi, ușor alcoolic pentru frumoasa domnișoară. Un aperol, zice Ghena, și dacă dorești poți să urmărești cum se prepară aperolul tău personalizat. Hai să urmărim. Paralel, și, da, și el poate o să ne spună ce pune. Și noi ce bem. Da? Ghenadie, ne spui? Ce pui acolo? Șampanie. Ce o să pui? Șampanie, apă gazată și aperolul. Să vedem ce iese. Sigur. Haideți să o admirăm și pe Valerie Bri, care cântă acolo în spate. Zic eu să mergem să o întrebăm ceva, Cristina. Da, hai să mergem. Așa, încă nu m-am învățat să merg ca Michael Jackson, o să merg simplu. Ei, Valerie, salutare! Bună, bună!
Uite că nouă ne place foarte mult cum cânti tu astăzi. Mulțumesc mult! Da, cu plăcere. Zi-mi, cu ce delectezi auzul vizitatorilor astăzi? Ce piese? Deci, astăzi am câteva piese pregătite, special de Michael Jackson, precum este Dirty Diana, care este iubită de absolut toți care îl știu pe Michael Jackson, The Way You Make Me Feel, Black and White, You Are Not Alone, una din cele mai romantice piese ever. Și deci sunt niște piese care au rămas și vor rămâne foarte mult timp în mințile noastre, pentru că sunt niște piese foarte frumoase și, într-adevăr, merită ascultate. Tu la fel ești pasionată de mică de acest rege pop al muzicii? Da, de mică am fost pasionată, pentru că și frații mei mai mari erau foarte mari fani al lui Michael Jackson și deci asta s-a transmis și mie și el a fost într-adevăr un star, o adevărată stea în muzică și în general în cultura internațională. Foarte frumos, mulțumesc, îți doresc în continuare mult succes aici și multă muzică bună să auzim de la tine. Între timp mergem, Cristina, să vedem ce face băutura noastră. Da. Da. Eu ard de nerăbdare pentru că nu foarte des consum alcool, dar... Nu, astăzi ar fi un păcat arată, și Michael Jackson s-ar fi supărat dacă ar fi... Arată demențial, serios. Ai băut Aperol în această zi specială. Vreau încă o dată să mulțumesc că, nu, fără nicio stres, treceți dacă doriți să treceți. Da, sigur, da, da. Nicio problemă. Deci, chiar îmi pare bine că avem o echipă tânără, dar care nu uită de el. Deci acum apar așa niște starlete, apar, dispar, nici nu mai ții minte cum îi cheamă, știi? Dar el este un Dumnezeu în domeniul său și mă bucur că am cunoscut apogeul artei sale, că am cunoscut cumva, am trăit perioada care a trăit-o el și Cristi, iată, este fetița care de fapt a venit cu ideea, Cristi, a venit cu ideea să organizăm această frumoasă sărbătoare. Ar fi păcat să nu întrebăm. Colega noastră de la Folks, Cristina, e designerul nostru grafic și o minte extraordinară. Cristina, de unde așa idee? Foarte cu Michael Jackson? Foarte amuzant. Eu m-am născut în următoarea zi. După moartea lui. Da. Așa că... spontan, nu știu, improvizație. Noi cam 2-3 luni în urmă ne-am gândit, adică Cristina a fost generatorul acestei idei și noi am dezvoltat-o și ne-am pus remindere multe ca să avem grijă să organizăm această zi. A fost complicat să organizăm? Nu deloc. Deloc, da. Cu dragoste, pasiune, pur și simplu se face. Eu zic să încerc băutura, dacă nu mai am răbdare. Și noi să dansăm. Wow, este foarte gustoasă, delicioasă. O seară frumoasă în continuare tuturor și veniți aici să vă delectați cu muzică bună și cele mai faine cocktailuri. La revedere! Iulia, îți mulțumim!